mă numesc Marinela Ulița Vișan. Astăzi ne-am adunat aici în vederea constituirii Consiliului Local, ca urmare a alegerilor locale care au avut loc în 5 iunie 2016, convocare care a făcut-o domnul prefect al județului Bacău prin ordinul numărul 146 din 21 iunie 2016. Rog în continuare președintele de vârstă care va fi asistat de doi dintre consilierii mai tineri să preia lucrările. Iar pe perioada ședinței se vor adopta, sperăm, mai multe hotărâri cu privire la Comisia de Validare, validarea mandatelor consilierilor locali, validarea Consiliului Local, privire la alegerea președintelui de ședință, validarea alegerii primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului și respectiv constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Rog președintele de vârstă să preia lucrările cu sprijinul domnului secretar. Da. O precizare înainte de începerea și de a-i da cuvântul domnului președinte de vârstă. Deci fac precizarea din cei 11 consilieri care au fost aleși. Sunt prezenți toți, deci ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum spunea și doamna Vișan, conformitate cu dispozițiile articolul 31 alineatul 1 din legea 215 republicată, completată și modificată, lucrările de ședințe de constituire sunt conduse de cel mai vârstă consilier, care este domnul Grigore Ioche, asistat de doi dintre cei mai tineri, respectiv domnul consilier Fietcup și doamna consilierul Grigore, pe care îi rog să se alăture nouă. Îl invit pe domnul președinte de ședință să preia lucrările ședinței. Da. Doamne și domnule consilieri, stimați invitați, vă mulțumesc pentru circa pe care dumneavoastră o acordați, pentru a conduce ședința Consiliului Local de Constituire Consilierilor. Domnului consilieri, doamna consilieră Grigore Mioara și domnul Petru Maris, ei sunt alături de mine și au mai fost invitați domnii din comună care conduc unele unități, domnul preot, și vă rog să punem la vot care sunteți de acord pentru... Și nu în ultimul rând, o să-l mai ajut pe domnul președinte de ședință, că emoții avem tot, și nu în ultimul rând la ședință participă și președintele biroului de circunscripție locală, respectiv doamna Ieftic. Punem la vot cine este pentru participarea invitațiilor și acum la care am enumerat. Cine este pentru? Cu precizare, votează numai consilieri. Cine este împotrivă? Da. Dacă se abține cineva. Să înainte de începerea ordinii de zi, luăm o mică pauză. Pentru statutul aleșilor locali, care vor fi pentru constituirea grupurilor de consilieri, conform prevederilor legale, se constituie acele grupuri de consilieri care, cu precizările că un grup de consilieri poate fi constituit din cel puțin 3 consilieri. Acum dumneavoastră urmează să vă constituiți. Nu, grupurile de consilieri. Legală să constituie, să-și aleagă un lider de grup care se reprezinte pe perioada mandatului, dacă este cazul, bineînțeles, în ideea să-ți poată colabora mai bine. Bine. Informația să ajungă prin intermediul acelui lider de grup la toate celelalte persoane. Ca la Parlament, da? Ca la Parlament. Este o... Doamne și domnul, propun reluarea ședinței. Liderii de grup să informeze asupra partidului sau alianței politice care constituit grupul de consilieri, numărul de consilieri aparținând grupului, denumirea grupului, numele și prenumele liderului. Deci dumneavoastră v-ați stabilit liderii, grupurile. Acum urmează ca liderii grupurilor să informeze despre componență și apartenență politică. Nu, grupul cel mai mare. Copil. Aici nu este o ordine neapărat. Cred că tu ai format un grup de opoziție, format în 5 consilieri. Liderul grupului sunt eu în persoană, Vlad Constantin, mai aparte aparțin Partidului Național Liberal. Și grupurile sunt formate, după cum urmează, colegul meu de partid, domnul Vâlcu Octavian, al doilea, doi consilieri din partea ALDE, deci domnul Nastasiu Rovica și domnul Răbean Oștea, și din partea Partidului Mișare Populară, domnul Brumă, pe nume. Bun. De opoziție. Vă rog să-mi permiteți să... Un moment. Este și... Grupul politic PSD. Păi nu-și anunță liderul cine este? Da, PSD, grupul nostru este format din doamna Cătărea. Ați să înțeleg că dumneavoastră sunteți șeful... Așa, păi spuneți, spuneți. E format din doamna Cătărea, din doamna Maricuța, doamna Grigore, domnul Fietcup și... Domnul Ușcașu Dorec. Ia uite cum să trăiți, era la distanță, nu bat la distanță, dar trebuie. Am păstrat în un loc aici. Bun. Vă permiteți să vă propun următorul proiect al ordinii de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din 5 iunie 2016, depunerea jurământului de către consilierii locale, ale căror mandate au fost validate, alegerea președintelui de ședință, prezentarea validării alegerilor primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului, constituirea consiliilor de specialitate al Consiliului Local. Problemele propuse sunt în conformitate cu legea nr. 215/2001, republicată, completată și modificată și în consecințe le supunem votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Ordinea de zi a fost aprobată, trecem la primul punct. Potrivit prevederea articolului 31. Deci, primul punct, alegerea Comisiei de Validare, da? Da, da. Potrivit prevederea articolul 31, alineat 2, din legea administrației publice, numărul 215/2001, republicată, completată și modificată, consiliile locale aleg prin vot deschis dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. Având în vedere numărul consilierilor ai Consiliului nostru, propunem ca pentru Comisia de Validare să alegem 3 consilieri. Supun la vot numărul de membri ai Comisiei de Validare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Dat fiind aprobarea numărul de 3 consilieri locali ca membri ai Comisiei de Validare, rog grupului de consilieri să facă propunerea pentru alegerea membrilor aleșilor locali în Comisia de Validare. Cine face propunerea? Deci, pe prima dată ați zis să faceți dumneavoastră. Sunteți liderul de grup. Spuneți, cine propuneți din partea PSD-ului? Grigore și Grigore. Da, Grigore e bine, dar o dără din care Grigore s-a plătit, Grigore s-a plătit, Grigore s-a plătit. Grigore Gheorghe, da? domnul Brumă pe nume, domnul Nastasiu Rovica. Corect, dar dacă ne gândim la principiul proporționalității, ar trebui noi de la Petre și unul de la opoziție. E o variantă. Nu, dar mai e niciun fel de problemă, că e comisia de paritate, așa că... Absolut. Deci, domnul Grigore, dacă l-a propus de noi, deci, cine ați mai promis, domnul Nastasiu Rovica? Nu ca să-mi notez aici. Vă consult dacă sunt observații cu privire la numărul și componența comisiei de validare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Prin votul în față, Consiliul Local a adoptat prima sau hotărâre. Având în vedere că domnul Alușca Nicolae, care a fost ales primar al localității noastre, are și calitatea de consilier, precum și dispozițiile articolului 9, alinea 2, litera B din legea numărul 393 pe 2004, modificată și completată și ale articolului 88, alinea 1, litera A din legea numărul 161 pe 2003, republicată, completată și modificată, care prevăd că funcția de consilier este incompatibilă cu funcția de primar. Îl consult pe domnul Andrușcă Nicolae, la care din cele două funcții renunță. Trebuie să votăm, domnul Nicolae. Ori consilier, ori... Pot să consult și opoziție, dar... Da? O să revin asupra acestui subiect, dar la spiciul care se obișnuiește după depunerea de rămânului. În mod firesc, renunț la funcția de consilier ales. Rog Comisia de Validare să aibă în vedere că domnul Andrușcă Nicolae a optat pentru funcția de primar, locul acestui urmând a fi ocupat în Consiliul nostru de domnul Pușcașu Dorel, care ocupă poziția 7 pe lista de candidați, fapt întărit și de adresa numărul 528 din 16/6/2016 a Organizației Județului Bacău, PSD. Rog Comisia să se retragă și să întocmească proces verbal de constatare a legalității alegerilor tuturor consilierilor. Comisia de validare s-a încheiat consilierul Paș, ca și propunerea de validare s-a din validarea mandatului consilierul Paș. Dați-i de funcție. Proces verbal încheiat la 25 iunie 2016, ședința de constituire a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Bogdănești. Astăzi, 25 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Bogdănești, în ședința de constituire, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din legea Administrației Publică Locală, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerilor consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispoziții legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea celor 11 consilieri conform tabelului anexat. Să știți că m-am uitat, dar e scris bine. E scris bine, e voți. Am greșit. Asta ce o să capac. Da, dumneavoastră mergeți în continuare. Acum, în ordinea alfabetică, deci eu am să dau citire textului la jurământ, urmând ca dumneavoastră să vă prezentați mâna stângă pe Biblie și Constituție, așa, dacă este cineva ateu numai pe Constituție, nu-i niciun fel de problemă, și pronunță cuvântul jur, semnează jurământ. Da? Da. Înainte de a depune jurământul, așa este, trebuie validat fiecare consilier local. Da? Se supune spre aprobare. Deci voi proceda legea. Voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, a cărui validare se propune de către Comisia de Validare. Votează numai consilierii și nu votează consilierii a cărei validare se supune la vot. Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Globă de Longe. Vedeți-l la vot. Cine este Petru? Nu. Cine este Petru? Da. Haideți să văd. Nu. Urmă la vot aceea. Întâi să supune spre validare și după aceea. Supun la vot validarea mandatului domnului doamna Cătăne Maricica. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Supun la vot validarea mandatului domnului Grigore Gheorghe. Cine este pentru? Nu, dar el nu trebuie să voteze la el. Asta a fost precizarea. Deci, consilierul a cărui mandat se supune spre aprobare nu votează. Că nu poate să voteze decât pentru, evident. Supun la vot validarea mandatului domnului consilier, doamne consilier Grigore Mioara. Cine este pentru? Abținere împotrivă, domnul. Deci nu vreau să vă spun. Copii vreau să votați, vă rog frumos, votați și vreau să vă spun. Votează de mai mult că acasă. Ar trebui o atenție mai distributivă, da? Facem cum putem. Supun la vot validarea mandatului doamnei Maricuța. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supun la vot validarea mandatului domnului Nastasiu Rovica. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supun la vot validarea mandatului domnului Petru Maris. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Supun la vot validarea mandatului domnului Pușcașu Dorel. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Supun la validarea mandatului domnului Răpanu Constantin. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abținere. Supun la validarea mandatului domnului consilier Vâlcu Octavian. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Supun la validarea mandatului domnului consilier Vlad Constantin. Cine este pentru? Împotrivă? Astfel am procedat la adoptarea celui de-al doilea pentru cea de-a doua hotărâre. Depunerea jurământului de către consilierii locali ai căror mandate au fost validate. La punctul 3 din ordinea de zi, consilierii a căror alegeri au fost validate urmează să depună jurământul potrivit articolul 32 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, completată și modificată. Procedura va fi următoare. În timp ce se citește jurământul, ridicăm în picioare. Da. Deci eu o să dau și textul jurământului. Exact cum am spus și mai înainte, după aceea fiecare consilier pronunță cuvântul jur și semnează jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și acum, domnul Brumă, pe noi. Deci pe amândouă cu mâna stângă și pe amândouă cu mâna stângă, da? Așa. Și jur, da? Da. Zic, jur. A, jur. Așa. Mai tare, așa. Jur. Și certificatul de... Deci certificatul de... Jur te rog să semnați. Nu e o procedură cu un comitet și procedură și semnați. Da, da. Doamna consilier Cătăne Maricica. Ce certificat? Domnul consilier Grigore Gheorghe. Să dați seama, trebuie să stăgea, trebuie să treabă. Jur! Să-l am mai care. Puteți. Mulțumesc, Cătărea. Doamna consilier Grigore Mioara. Jur. Doamna consilier Maricuța Lidia. Jur. Domnul consilier Nastasiu Rovica. Domnul consilier Petru Maris. Jur. Domnul consilier Pușcașu Dorel. Jur. Domnul consilier Răpanu Constantin. Domnul consilier Vâlcu Octavian. Și domnul consilier Vlad Constantin. Jur. Care putem? Da, ne putem așeza. Fiind depuse jurământul și validate mandatele celor 11 consilieri care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor, Consiliul Local este legal constituit și a adoptat astfel a 3-a sa hotărâre. Prin validarea mandatului și depunerea jurământului de către cei 11 consilieri, vă rog să-mi permiteți să vă urez o activitate rodnică în slujba locuitorilor localității noastre pe întregul durată a celor 4 ani. La punctul 4, alegerea președintelui de ședință. La punctul 4 al ordinii de zi urmează alegerea președintelui de ședință în conformitate cu prevederile articolul 35 alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată, Consiliul Local constituit alege prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție pe o durată de cel mult 3 luni un președinte. În aplicarea acestei prevederi din lege, vă rog să propuneți președintele care să conducă în continuare lucrările ședinței noastre. Da. Deci vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Eu propun pe doamna Cătăne Maricica. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu mai sunt, supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Doamna. Da? Cine este contra? Se abține cineva? Împotrivă, de regulă, da, îți merge lucruri. Astfel s-a adoptat a 4-a hotărâre. Invit președintele ales să preia conducerea lucrurilor ședinței, iar noi vă mulțumim. Așa. Și noi vă mulțumim dumneavoastră și vă rog să schimbați locurile. Lăsați programul, că de acum nu mai trebuie noastră. Așa. Și o evită pe doamna Cătărea, președintele ales de ședință, să preia conducerea ședinței. să continuăm cu prezentarea validării legii primarului. Pentru aceasta, o rog pe doamna Vișani Marinela, reprezentanta al instituției prefectului județului Bacău, să prezinte încheierea pronunțată în dosarul numărul 3477 din 2016, din 24/6/2016, ajutătorii Unești, prin care s-a validat alegerea domnului Andrușcă Nicolae în funcția de primar al comunei Bogdănești. Instanța de judecată, respectiv judecătoria Unești, a pronunțat sentința civilă numărul 1683/C din 24/6/2016 în Camera de Consiliu, sentință pronunțată în dosarul numărul 3477/270 din 2016, prin care, având în vedere prevederile legii 215 din 2011, hotărăște: admite propunerea cururii electorale a circumscripției electorale numărul 18 a comunei Bogdănești, județul Bacău, validează alegerea domnului Andrușcă Nicolae în funcția de primar al comunei Bogdănești, județul Bacău, definitivă, dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică azi 24/6/2016. Îl felicităm pe domnul primar pentru rezultatele obținute și pentru faptul că a obținut un nou mandat de primar. Îi dorim succes în continuare pentru munca pe perioada acestui nou mandat și îl rugăm să depună jurământul. Da, copii de primar, am vorbit de la deja o poziție are să fie doar că n-am pus pe modul. Sau oarecum așa. După stup, da? Da. Pentru mine înseamnă ceva deosebit acest moment. Fiind mai tăbăcit așa în această postură, este al 5-lea jurământ pe care îl depun în fața dumneavoastră, pe care îl depun cu mâna pe Biblie și pe Constituția țării. Primul jurământ l-am depus pe 2 iulie 2000 în vechiul local care îndeplinea și funcția de sediu al administrației locale vis-a-vis. Subsemnatul Andrușcă Nicolae, primar al comunei Bogdănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea 393 din 2004, în fără ochelari, privind statutul alegerilor locali, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bogdănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. E camera. Asta este moțiunea. E bine făcut de greșa și asta rămâne la camera. Despre care e camera. Felicitări în egală măsură pe consilierii aleși. Împreună cele două instituții, Consiliul Local și instituția pe care am onoarea să o reprezint și să duc la îndeplinire în acest mandat, felicitări în egală măsură. Dumnezeu să ne ajute! Felicitări! Noi adresăm felicitări domnului primar, numele colegilor consilieri și celorlalți prezenți din această sală. Urăm mult succes în acest mandat, duc la îndeplinire toate proiectele pe care tot avem nevoie de succes. Mulțumesc încă o dată pentru felicitări. Trecem la următorul punct al ordinii de zi și anume alegerea viceprimarului. În conformitate cu prevederile articolului 57, alineatul 3 din legea nr. 2015/2001 rectificată, completată și modificată prin administrația publică locală, alegerea viceprimarului se face cu votul majorității consilierilor locali în funcție, iar în articolul 57, alineatul 1 în aceeași lege, se stabilește în mod viceprimarul și pentru comune, orașe și orașele de reședințe de județ. Viceprimarul se alege prin vot secret, indirect, pe bază de buletin de vot. Propunerile vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret în înscrierea semnului X în interiorul parturadelului din dreptul candidatului pe care îl preferați. După exprimarea votului... De ce să este buletinul de vot, da? Am rugămintea de semnul X, da? În rubrica la persoana pe care doreți dumneavoastră să fie viceprimarul, da? Așa. După exprimarea votului, buletinul se încăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității din numărul total al consilierilor. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întâlnit cel mai mare număr de voturi. Așa. Acum trecem la propuneri pentru funcția de viceprimar. Vă rog să-mi dați voi ca numele grupului nostru de partid să îl propun pentru funcția de viceprimar pe domnul Grigore Gheorghe. Dacă altcineva dorește să facă altă propunere. Deci domnul Grigore Gheorghe, da? PSD. Poate să ne facă eu o propunere. Se propună toate de a doua. Noi îl propunem pe domnul Vlad. Deci domnul Vlad. Dar nu mai e nevoie de a propune. Da. Mai este o propunere? Atunci o să vă rog să permiteți să scriu buletinele de vot cu cele două propuneri și imediat după aceea vom proceda la așa, acolo, în stânga mea, aveți o somăroță, dacă legea spune vot secret, intrați, acolo o să găsiți un pix, sau cel puțin așa... Avem, da? Da. Bun, deci doamna președintă o să vă dea citire în ordine alfabetică și mergeți, vă exprimați opțiunea, înfăturiți buletinul și veniți și îl depuneți. Da, pentru început îl rog pe domnul Brumă de noi. Deci fix aveți în cabină acolo. Da, și se pregătește doamna consilier Cătărea. Pregătește domnul consilier Grigore Gheorghe. Aveți pixul acolo. Da, se pregătește doamna consilier Grigore Mioara. Mai îndoiți o dată. el Maricuța. Domnul consilier Nastasiu Rovica. Domnul Petru Maris. Domnul consilier Vâlcu. Și domnul consilier Vlad. Încă o dată. Cel mai mare noroc. Să vină și domnul. Fiind ultima hașupișă. E bun. Pentru numărarea voturilor, vă rog să desemnați doi consilieri care să asiste la numărarea voturilor. Deci faceți propuneri pentru liderii de grup. Domnul Grigore. Din partea PSD-ului îți faci parte din comisie, domnul Petru Maris. Da. Și din partea domnul Brumă. Da. Păi faceți... Cred că e la masă. Aici atunci la masă ca să se... Foarte greu de deschide la urna, dar... Haideți că eu o să iau de aici și... Deci, domnul consilier Grigore, da? Facem două coloane aici. Domnul consilier Vlad. Domnul consilier Grigore. 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 Domnul consilier Grigore și cu asta ia să aveți viceprimar. Domnul consilier Grigore și că votează. Domnul consilier Grigore. Domnul consilier Grigore, da? Deci 10 voturi pentru domnul consilier Grigore și un vot pentru domnul consilier Vlad. Vă mulțumesc, domnul consilier Grigore. Sper să aveți încredere în mine pentru lucrările care sunt făcute în comuna Bogdănești. Vă mulțumesc frumos! Vreau mult succes în activitate și trecem la punctul 8 al ordinii de zi și anume constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 54, alineatul 1 și 2 din legea Administrației Publice, locale numărul 215/2001, republicată, completată și modificată, privind administrația publică locală, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Propun ca numărul comisiilor de specialitate pe domenii să fie 3. Supun la vot. Cine este pentru? De asemenea, propun ca aceste comisii să cuprindă următoarele domenii de activitate. 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, servicii publice și comerț. A doua comisie este Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Cultură, Protecție Socială, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Activități Sportive și de agrement. Și Comisia numărul 3, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, Gospodărie Comunală și Protecția Mediului. Deci, practic, domeniile și numărul de comisii au rămas cele care au fost și în mandatul trecut. Acum urmează ca și în funcție de... Ne constituim în comisii, în funcție de pregătirea fiecărui consilier, sau preferința acestui. Da, deci ca și număr de membri, după cum știți, cei care au fost consilieri până acum, Comisia Economică este formată din 5 consilieri, Comisia Învățământ, Cultură, 3 consilieri și Comisia Administrație Publică, Juridică și celelalte 3 consilieri. Da. Da. Propun ca la Comisia Economică să facem parte. Să fac parte Grigore Gheorghe, în primul rând. Al doilea, doamna Grigore Mioara. Doamna Grigore Mioara. Și domnul Pușcașu Dorel. Dar la grupul celălalt, pe cine propune? Pe domnul Vâlpul Octavian și domnul Brumă. Deci Vâlpul și Brumă. La Comisia numărul 2 pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Familie, am făcut parte și în precedentul Consiliul Local eu, doamna Maricuța, propun să rămânem. Aici și sport, și sport, și rugăm să desemnați un... Domnul Nastasiu Rovica. Și Nastasiu Rovica, deci face parte din Comisia numărul 2. Cătărea Maricuța. Mereu-i tot aici, nu? Mereu la ALDE-lea. E corect că nu am făcut pentru ei. Este la PSD, pentru ei la economic. Poate că așa are opriată pentru mediul, are legătură cu meseria lui. Iar la Comisia numărul 3, cei care au mai rămas, respectiv domnul Vlad, Răbean Oștea și Petru Maris. Da, da. Supun la vot componența comisiilor. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a adoptat astfel cea de-a 6-a hotărâre, urmând ca la prima ședință fiecare comisie să-și aleagă un președinte și un secretar. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Eu sunt unul, dar pot să stau la rând, respect față de colegii de... Da, din invitați... N-am nicio problemă de referul special, dar... Din invitați, după aceea, dintre domnii și doamnele consilieri... Dacă vreți, pot să spargă gheața până când puteți de acord, consiliere? Avem și acord cu domnul viceprimar. Trebuie să fie o atenție deosebită, dar fiind relaționarea mai strânsă pe colaborare. Eu așa cred că e bine să punctul de vedere ca ordonator de credit și în multe situații de perspectivă juridică ca reprezentant al Comunei Bogdănești. Asta suntem, unitatea administrativ-teritorială Comuna Bogdănești. Cu cele două entități instituționale care formăm împreună fără îndoială și implicând o colaborare egală, deci mai multă interferență, interesele comunitățile în Bogdănești. Acum, întotdeauna am vorbit la ideea că sunt situații în care nu te pot juca în viață. Eu am păcatele mele, fără îndoială, care orice om, dar cu activitate pe care am desfășurat în folosul comunității, nu mi-am permis un comportament anormal sau neconform cu așteptările cetățenilor comunitare. Ar fi un argument pentru această conduită și următoarea considerație. Să știți că aveam mai multe variante de spix pentru ziua de azi. Una poate mai neașteptată chiar și pentru mine. Sper, la fel de neașteptată pentru dumneavoastră. Una mai relaxantă, o să încerc să păstrez conduita de echilibru în care eu cred. Aminteam cândva un recept pe care l-am găsit și am încercat să nu-l uit și sper să nu-l uit în continuare. Venit din jurnalul Fericirea al lui Steinhardt, Dreapta socotinței. El asta apreciază, bine, noi știm în general care sunt adunătorii bunului creștin. Dincolo de asta, el consideră, la un moment dat, citând și pe alți învățați ai bisericii creștine, că aceasta ar fi, de fapt, conduita cea mai bună cunoscută și gândită de mintea omului. Din această perspectivă, salut și prezența părintelui Florin, făcând o glumă așa, care, zic eu, va deschide un pic atmosfera, că suntem după campania electorală, după alegeri. Campania electorală a fost așa cum a fost tipic românească. Chiar dacă la un moment dat am fost tăvălit și împroșcat, m-am mai spălat așa în timpul ploilor, care au fost bogate, ploi care, cel puțin prin aciditatea lor, mi-au amintit că sunt în campania electorală împreună cu domnul viceprimar. Unul dintre contracandidați la Consiliul Local a spus cam așa, păi pe Andrușcă nu putem scoate din primărie decât cu ajutorul lui Petre, părintele Petre. Am avut o șansă, că părintele Petre nu este prezent, da? Deci, încă mai beneficiez de cel puțin de grația de Petre. Vă dau o veste bună, că o să ies singur din primărie la sfârșitul mandatului, dacă ne ajută Dumnezeu pe toți. Sunt bucuros pentru un plasament simbolic aici. Am onoarea să fiu alături de două generații de consilieri, cel mai tânăr, domnul Petru Maris, când am făcut pasul spre administrația locală, era în clasa 5-a, parcă, da? Spre sfârșitul anului ne-am cam despărțit, dar n-am rămas foarte depărtat, ne-am figurat. O altă generație, o reprezintă generația doamnei director Grigore Mioara. Deci, eu deja aș prezenta la modul glumeț, deja o degenerație mai în vârstă, dar întotdeauna am crezut în cei tineri care vin cu energia firească și eu aveam mai multă energie în anul 2000. Aveam și foarte puțină experiență, care se poate numi și naivitate. Mi-amintesc că la masa pe care am participat administrația constituită, consilierii locali, colaboratorii din primăria pe care îi salut și le mulțumesc că sunt prezenți, eram la domnul Grigore, proaspăt venit în Consiliul Opoziției, care tot la fel jura amenințării că face, când rege și așa mai departe, dar nu ne-am dedicat cu ajutorul lui Dumnezeu să devenim colaboratori eficienți pentru comunitate. Și sunt convins că asta se poate întâmpla. Era o poziție mai țeapă atunci, domnul. Păi, era și mai tânăr. Avea și din așa. Acum, mă era interesat cu cei care suntem și sunt convins că ceea ce voi spune va fi difuzat și în comunitate. Electoratul are niște așteptări. Spuneam că am avut mai multe scenarii pregătite. O să le amintesc care sunt semnificative, sugestiile. Spuneam, unul dintre scenarii era să nu deconjurăm în toată. Dar am făcut un calcul aritmetic ca și dumneavoastră. Apropo de ideea cu turul al doilea, și apropo de ideea de schimbare care e ferească. La un moment dat, schimbarea este ferească. M-am uitat pe rezultatele alegerilor ca și dumneavoastră. Și am observat că între mine și al doilea candidat e o diferență de vreo 35%, vreo 300 și ceva de voturi. Am mai făcut altă comparație de tip statistic, evident, că voturile opoziției adunate înseamnă mai puțin cu 100-115, ceva adunată mai puține. Deci, mi-am dat seama că există temei și există susținere din partea comunității care nu a identificat o soluție mai bună decât persoana mea, primul păcătos, părintele. Da. Din comunitate. După aia urmează preotă, nu vă face nicio iluzie, nu ne-am mai luat. Sunt Bogdănești și în Filipeni. Am mai contribuit foarte mult hotărârea de a merge înainte. Calitatea echipei cu care am avut onoarea să lucrez în mandatul trecut. Și în egală măsură am mai contat foarte mult și calitatea Consiliului Local pe care l-am avut. Eu am afirmat atunci când am avut ocazia că am deplin respect, nu că îl datorez din perspectiva legii administrației. Dincolo de asta, eu sunt conștient și le-am mulțumit la final de mandat celor care au făcut parte din legislatura trecută pentru buna colaborare. Să știți că am avut un consiliu bun și o administrație echilibrată, evident. Criticile sunt normale, critic democratic, însă și alegerile au fost democratice, libertatea cuvântului există. Și am simțit după felea mea, ceea ce privește libertatea de exprimare. Medicalitatea sau maniera e altceva, dar eu nu țin în ceremonie. Sunt conștient că trebuie să fiu de parat trează în comunitate, alături de viceprimarul comunei și alături de colaboratorii din primărie. Îmi doresc același lucru, pentru că alegerile au trecut și sunt convins că cei care sunteți în opoziție, pentru că acesta a fost rezultatul alegerilor. Eu nu îmi doresc o opoziție fără o conduită și fără niște obiective comune cu așteptările comunității. Pentru că eu am fost lider din punct de vedere politic, din punct de vedere moral sunt lider și acum sunt și mai lider pentru că nu mai sunt presiunea electorală. Eu nu vom mai participa la alegerile primare și cu atât mai mult puteți avea încredere în mine, așa cum am și eu încredere în dumneavoastră. Nu o să mai fac campania electorală, o să montesc la fel și mi-am dorit la fiecare, pentru că să rămână ceva pentru comunitate, pentru viitor. Deci, cu declarații de avere, rămâne aceeași condiție de continuitate pentru mine și sper împreună cu cei din Consiliul Local. Deja au apărut primele semne că, dincolo de statutul de opoziție, votul majoritar pentru viceprimară, asta arată că, într-adevăr, ați gândit soluția cea mai bună din ceea ce se numește oferta pe care o poate da Consiliul Local la ora actuală. Pe mine m-am îngrijorat, de exemplu, nu neapărat în timpul campaniei de rezultatul alegerilor. M-a îngrijorat două lucruri. În primul rând, ce mai puteam face după alegeri. Alegeri puteam să le pierzi, să le câștig. Mai am un an și ceva până la pensionare pentru limită de vârstă. Întotdeauna m-am gândit ce voi putea face. Vorbeam de o întâlnire informală la o masă, la prima investitură în 2002. 2 iulie, dacă ne amintim din perspectivă istorică, este moartea voivodului Moldovei. La masă se făceau deja pariuri și între oameni cu greutate, cu diplomă, cu anumite vârstă, și cât timp voi rezista. Și eu puneam întrebarea la acel moment cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Consiliului Local, cu ajutorul colaboratorilor din primărie. Am ajuns aici, așa cum știți. N-are rost să mai dezvolt acest subiect și din punctul ăsta de vedere eu pot fi colaboratorul dumneavoastră. Mă interesează să avem continuitate în ceea ce privește gestiunea bună și în egală măsură eficiența gestionării, în primul rând, a resurselor financiare. Este destul de complicat sistemul administrativ. Doamna Mișare, reprezentantă la prefectură, poate să confirme acest lucru, că și dânsi suportă aceste consecințe, țin de ceea ce înseamnă sistemul administrativ românesc. Birocrația există și în țările mai evoluate, să nu ne facem iluzii. Depinde de noi să rămânem lucizi. Eu am încredere în entitatea pe care o reprezentați ca și Consiliul Local. Am încredere în colaboratorii mei din primărie. Evenimentele meteo cu toate consecințele pe care le-au produs, inclusiv asupra subsemnaților cei doi, împreună cu domnul Grigore, chiar și asupra rezultatului alegerilor și pentru dumneavoastră că lumea nu a avut o prezență așteptată, dorită de noi, în sfârșit. Una dintre prioritățile alături de preocuparea pentru infrastructura, aici cunoaște cele două componente, modernizarea drumurilor, care o putem duce la niște parametri buni. Fără îndoială, rămâne valabilă și o altă prioritate pe care am încercat, am aplicat-o, am fost recunoscut cu un proiect eligibil de fonduri. Eu venim la ședințele de Consiliu. Nu poți, exact cum se spune, să slujești la doi stăpâni. Știți ce se spune în Biblie, la Dumnezeu și la Mamona și așa mai departe. Pentru că vedeți că această conduită s-a întors împotriva dumneavoastră o poziție, se poate întoarce și împotriva mea. Dacă nu respectă această condiție. Sunt lucruri spus în varianta laică bunăvoință sau bună credință. Dacă ne lipsește, stăm degeaba pe aici și electoratul ne taxează pe oameni. Nu interesează care e mai tare în parcare, într-o expresie mai vulgară. Interesează ceea ce se vede în cadrul comunității, interesează calitatea comunității, interesează conduita. Deci fi luat în colimatorii, alături de mine, domnule viceprimar, domnule și fel de consiliere, este și fel de primare, este fel de viceprimară și mai departe. Va fi important, asta e preocuparea noastră, va trebui să ne drămâim resursele financiare, să alocăm pe această componentă de prevenire a efectelor manifestărilor extreme în ceea ce privește evoluția mediului. Vom trăi la extrem din cauza noastră, din cauza celor dinaintea noastră, din cauza celor care au administrat, poate n-au administrat bine țara, o să suportăm efecte, vedeți, și din spațiul european, dar aici lucrurile depind într-o mare măsură, nu în totalitate. Evoluția lucrurilor depinde de noi. Avem probleme în zona urbanismului. Componenta de mediu va trebui să rămână o prioritate și mă bucur că avem specialiști aici, cei care lucrează în administrarea fondului forestier, respectiv pădurare, inginer, și mă bucur că avem componenta deliberativului și nu numai, care reprezintă principalele instituții ale comunității. Același lucru voi urmări împreună cu dumneavoastră, să putem gestiona activitatea din instituțiile publice din subordinea administrației locale și acest lucru a mers bine, eu consider, și mulțumesc celor care s-au implicat. Din întâmplare am reușit să adunăm în echipa partidului pe care îl reprezint, dar fie urmă între noi, principalul partid care mă interesează e Comuna Bogdănești. Cred că ce are mai bun comunitatea locală, dacă era ceva mai bun, în mod sigur ar fi trebuit să apară ca ofertă electorală. Ăștia suntem. Cu atât mai mult, zic eu, că acest apel la solidarizarea noastră a celor două entități, instituția primară și a Consiliului Local, nu este, știu de conjunctură că trebuie să spun și eu ceva. Eu cred în ceea ce spun oficial și nu avem altă șansă. Că una dintre problemele care mă va interesa și asigurarea resurselor umane. Nu mi-este indiferent cine va veni după mine în primărie și cum voi fi și mai liber din punct de vedere electoral, viitorul primar va depinde și de mine. Eu sunt convins că se află pe undeva pe aici, că nu văd cine ar mai putea veni, pentru că îți trebuie și o anumită maturitate, o anumită maturizare. Cei care sunteți consiliere nu aleși, vă felicit și am încredere în bună dumneavoastră credință. Mai fac o recomandare pentru a fi lucrurile clare, ca să nu am timp prea mult, în legătură cu niște vorbe spuse în campania electorală. Am citit un articol foarte interesant zilele trecute în Deșteptarea. Județul Bacău are și ziariști echilibrați, cu experiență și care uneori scriu articole cu o încărcătură axiomatică, deci ca model așa foarte, foarte, foarte interesant. Deci, domnule, unii oameni sau unii politicieni mici sau mari, bine că noi suntem cei mai mici, domnule, în campanie e permis orice, păi nu-i permis chiar orice. Asta înseamnă primitivism, înseamnă semne de evoluție și nu ne folosește. Repet, șansa noastră faceți comparație cu ceea ce s-a întâmplat la Uituz, în Consiliul Local Uituz și așa mai departe. A fost tocmai conduita pe care am avut-o sau pe care putem avea. Acolo a fost și interes dincolo de etica normală, să spunem, dar nu-i treaba mea să aceste subiecte, sunt vecinii noștri, toți atunci și... Repet, eu am foarte multă încredere și ultima idee pe care am început să o conturez este, știu, în temeiul unor lucruri auzite, afirmate, auzite, deci repet, nu mai auzite, dar pentru a preveni derapajele care ne consumă energia inutil și nu ar fi bine pentru gestiunea și pentru administrarea comunității. Unei au profitat de, știu, naivitatea unor oameni și a pus gând de răzbunare personalului din primărie, care este în subordinea instituției primară. Aici lucrurile sunt foarte clare și rezultate făcute. Aveți nevoie de informații, aveți nevoie de ceva, vă adresați mie ca un donator de credit și mai avem și un regulament de desfășurare a activității Consiliului Local cu cea mai mare plăcere. Chiar dacă ar vrea cineva în sistemul birocratic românesc ca să desfaci contracte de muncă, evident, motivat, legal, că altfel plătești, unde funcționar public știți cât îți trebuie 2 ani de venit cel puțin. Asta e valabil peste tot. Mă rog, nu vreau să abuzez totul de răbdarea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, dar era normal să clarificăm lucrurile de la început și eu spun că eu consider, cel puțin de mine, o experiență pe care o am sau o formație profesională, că suntem o administrație nou constituită bună. Deci avem ceea ce se numește masa critică pentru niște rezultate pe care comunitatea le așteaptă și de pe urma cărora dumneavoastră puteți profita la următorul exercițiu electoral. Eu vă felicit, mulțumesc colaboratorilor din primărie și n-am decât să vă doresc succes. O să-mi permit să adresez și eu, dacă am stabilit regula să stăm pe scaun, sincere felicitări domnului primar, domnului viceprimar, care chiar avea emoții, dar s-a dovedit că erau neîntemeiate, și de asemenea felicitări domnilor consilieri, nou aleși și celor care au fost realeși, și să vă asigur de sprijinul meu în continuare pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității noastre de consilieri și, evident, și sprijinul pentru activitatea în ceea ce privește pe domnul primar, pe domnul viceprimar. Deci, încă o dată, felicitări și la treabă! Dacă mai dorești pe cineva, domnilor și domnilor invitați, domnilor consilieri, domnule primar, astăzi, 25 iunie 2016, ne-am întâlnit aici la sediul Casei Comune pentru a constata încetarea activității unui consiliu din care Polonia a făcut și o parte. Cu această ocazie țin să-i apreciez activitatea desfășurată. O activitate, consider eu, bună. Chiar dacă au mai fost anumite probleme, ca așa e în administrație și în politică. Și nu în ultimul rând să dăm girul unui nou consiliu cu forțe proaspete, cu putere de muncă, căruia îi doresc o activitate cât mai dornică. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc cetățenilor Comunei Bogdănești, care au avut curajul să uziteze dreptul de vot, un drept prevăzut de Constituție. Vot care a rezultat și noua componență a Consiliului și investirea domnului primar cu un nou mandat, pentru care îl felicit. Și ca să nu mă pierd în cuvinte, urez putere de muncă noului Consiliu, sănătate dumneavoastră cetățenilor Comunei Bogdănești și domnului primar, realizarea cât mai multor obiective. Vă mulțumesc pentru Am să spun și eu câteva cuvinte. N-am să mă ridic în picioare, dacă așa s-a stabilit, să nu ne ridicăm în picioare. Urez noului Consiliu Local multă putere de muncă în slujba cetățeanului. Îl felicit pe domnul viceprimar pentru realegere în funcție și urez sănătate și putere de muncă. Domnului primar, de asemenea, multă putere de muncă, sănătate și să duceți mandatul cu multă bucurie până la sfârșit. Cam atât am avut de spus. Mă bucur că am putut să fiu astăzi alături de dumneavoastră, în calitate, bineînțeles, de reprezentant al prefectului județului Bacău. Eu doresc mult succes și putere de muncă noului Consiliu Local constituit astăzi și primarului și să auzim mai de bine de Comuna Bogdănești. Mult succes în continuare!